Tinerii care abia au terminat liceul și nu au diplomă de bacalaureat în mână vor să obțină carnetul de șomer. În această situație se află peste 1000 de absolvenți giurgiuveni care s-au încadrat în cele două luni puse la dispoziție de lege și au venit să se înscrie la AJOFM în vederea obținerii indemnizației de șomaj. Pentru cei 250 de lei pe care îi primesc în următoarele 6 luni, elevii trebuie să întocmească un dosar și să-l depună la sediul instituției. Actele pot fi depuse doar de cei care s-au înscris în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor prevăzut de lege. Pentru a putea beneficia de indemnizație de șomaj, în perioada 29 mai-27 iulie 2015, absolvenții instituțiilor de învățământ liceal promoția acestui an trebuiau să se înregistreze în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Giurgiu. În această perioadă au fost înregistrați în evidența agenției noastre un număr de 1060 de absolvenți ai instituțiilor de învățământ. Precizăm faptul că pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, absolvenții trebuie să se prezinte la sediul nostru cu o serie de acte. Pentru a beneficia de la data expirării termenului de 60 de zile de la absolvire, începând cu data de 28.07.2015, trebuie să se prezinte până la data de 6 august 2015. Dosarul trebuie să conțină actul de identitate, precum și copii după actele de studiu, pentru cei care au promovat bacalaureatul original și copie a diplomei, iar în cazul celor care nu au promovat, trebuie să prezinte certificatul de absolvire original și copie, precum și o declarație pe proprie răspundere dată în fața notarului, din care să reiasă că la data când solicită indemnizația de șomaj, nu urmează o formă superioară de învățământ. În cazul în care aceste acte se depun după data de 6 august, indemnizația de șomaj se va acorda de la data depunerii documentelor.